Echipa de volei Steaua București va întâlni nou promovata Rapid în prima etapă a campionatului național într-o partidă care se va disputa luni de la ora 17 în Giulești. Jucătorii stele așteaptă cu nerăbdare începerea meciurilor oficiale. În acest sezon, roșialbaștrii au alcătuit un lot competitiv și și-au propus obiective îndrăznețe, atât în campionat cât și în cupele europene. Sezonul ăsta este un sezon cu ambiții mari pentru noi. Vrem să performăm în toate competițiile în care suntem angrenați. Unul dintre mesajele noastre este Road to Title 18, adică în drumul spre titlul numărul 18. Acum vedem dacă ceea ce am lucrat am făcut bine în competiție și rezultatele vor vorbi despre ceea ce am făcut. Steaua nu a mai evoluat împotriva Rapidului în prima divizie de mai bine de 10 ani. Un Steaua Rapid numai când îl rostești este derby. Ce înseamnă pentru Silviu Oancea un meci împotriva Rapidului, echipa care l-a format? Un meci în care eu unul trebuie să dovedesc. Trebuie să dovedesc celor de aici, trebuie să dovedesc că clubul care m-a format a scos într-un final un sportiv și un antrenor de calitate. Rapidul este o nouă promovată, dar noi trebuie să ne facem treaba, să fim serioși de la început și să câștigăm 3-0. În cupele europene, jucătorii lui Silviu Oancea vor evolua în Cupa Challenge direct în 16-im contra unei formații din Luxemburg, Volley Club Lorenz Weiler. În cupele europene ne dorim să ajungem cât mai departe. Nu știm de ce echipe o să dăm pe viitor, dar noi o să dăm tot ce putem. În această săptămână, lângă echipa de volei, a revenit și fosta mare gloria clubului roșalbastru, Sorin Macavei, care va ocupa funcția de consilier sportiv. Este un lucru benefic, dânsul este prezent printre noi, chiar vreau să-i mulțumesc pe această cale. A răspuns din prima la primul apel cu da, fără să se gândească foarte mult. Este parte din istoria noastră, parte din clubul nostru. A fost prezent la toate evenimentele importante ale secției acesteia. În momentul în care am auzit că va fi cooptat în colectivul nostru, n-am putut decât să mă bucur, pentru că eu l-am avut ca jucător, fiind și antrenor, știu de posibilitățile dânsului, de experiența dânsului și nu poate fi decât un plus pentru echipă. În vârstă de 65 de ani, Sorin Macavei a jucat pentru Steaua o finală de Cupa Campionilor în 1979. A fost medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova în 1980 și a cucerit, printre multe alte trofee, și două titluri de campion național cu formația din Ghencea. Mare, mare plăcere să revin într-o sală după o pauză de câțiva ani și, bineînțeles, lângă echipa de suflet Steaua. Pe o mare parte din băieții care formează echipa îi cunosc chiar de la juniori, deci a fost ceva, să zic, aproape cunoscut. Mai puțin cu cei care au venit din afară, dar prima întâlnire a fost plăcută și deosebită și am fost primit de către toți jucătorii foarte bine. Va veni titlul cu numărul 18? Orice conducător de echipă își dorește treaba asta, noi cu atât mai mult așteptăm să vină titlul cu numărul 18 după o pauză de 30 de ani.